prieteni și prieteni și mei, la un nou videoclip de această dată, oameni buni, am fost anunțat de prietenii mei de la QWERTY Geek că o să primesc un mystery box. E ceva super mega special. Am cadouri și eu, aveți cadouri și voi. Cel mai probabil o să fie un giveaway organizat pe Instagram, așa că mergeți, dați un follow pe Instagram, abonați-vă la canalul de YouTube și dați like la acest videoclip. Toate astea sunt obligatorii ca să vă puteți înscrie la giveaway. O să fac și postarea, dar o să o fac mai încolo. Hai să ajungem la clipul ăsta, nu știu, 6000 de like-uri. Facem, eu zic că facem. Momentan ceasul e 10. Vedeți-mă, sunt treaz de la 7 dimineața. Am condus prin București, aglomerație multă. Am și greșit drumul, a trebuit să mă duc chiar pe autostradă. Dă-i vino, urcă iar, fă giratorii. După aia iar am greșit, iar a trebuit să ocolesc toată autostrada, să mă duc să mă întorc. A fost oribil. Dar mă zic că prin practică devii mai bun, așa că ușor ușor o să fiu cel mai bun șofer din Cosmopolis. Ideea e că eu puțin mai târziu o să mă duc la sală și nu știu când o să-mi ajungă mystery box-ul. Așa că cel mai probabil o să revenim de atunci. Dar probabil ați văzut că am luat și joculețul ăsta pentru că Sebi l-a uitat la mine. Vreau să-mi provoc Amica la un meci. Eu acum o să fiu într-un deficit de o mână pentru că cu o mână filmez și o să-mi fie destul de greu, dar cred că o să te bat. Taci. 2, 1 și... Bă, stai, stai, nu trag eu masa la tine. Nu trag. Bă, și cu o singură mână sunt bun la jocul ăsta, mă bate. Mă bate, nu m-a bătut niciun youtuber și mă bate la vine. Bă, dar au venit toate bilele înapoi la mine. Aici e panica cea mai mare vere, când se strâng multe și acuțele, și acuțele trimit pe toate înapoi. Gata. M-a bătut, bărul, vine să cred. 2 din 3? Bine. Nu te bat. Foarte bine, păi n-am o mână. Contează. Mamă, Doamne ferește. Băi, ți-am pus butonașul de like, să luăm și noi o altă cameră, că ne trebuie, că uite cât de urât se aude pe asta. Bă, nu mai trage, mă, masa la tine. Ei, tu ce cauți aici? Nu le văd, că eu mă uitam în cameră. Wow, băieți. Dar știți că eu câștig. Mă înțeapă inima, nu glumesc. Nu! Cred că asta e cea mai bună achiziție pe care a putut să mi-o facă Sebi. Jocul ăsta și l-a luat lui și l-a lăsat la mine, de când și l-a luat. Hei! Băgame, chiar aruncam. De cu. Numai ce am ajuns de la sală, am fost contactat pentru coletul ăsta. Băi, vere, arată ca și cum ar fi o bombă. Am încercat să-l deschid, mulți probabil dintre voi știți despre ce e vorba. Ideea e că am lacătul ăsta și nu are cheie. E cu timp și zice că o să expire, gen, probabil o să bubuie bomba dinăuntru în 2 ore jumate. Așa că trebuie să văd cum umblu la fire, că eu așa dacă o să încerc, o să fac asta. Nu pot să o deschid din cauza lacătului, evident. Așa că momentan o ținem închisă și vedem cum o să fie să bubui. Cred că o să fiu primul om care să bubuie din cauza unei serviete pe care a primit-o random la ușă. QWERTY.ro. Și ce credeți voi că e înăuntru? Scrieți în secțiunea de comentarii. Eu o zice, pentru că vine din partea celor de la QWERTY Key. Un mouse, o tastatură, un mousepad și niște keycaps-uri. Eu la asta mă gândesc. Sau o bombă și murim. Da, nu cred. Nu simt brațele, băieți, că am zis mai devreme. Abia am venit de la sală, băi, e greu rău de tot să fac vlog așa. Simt că îmi cade brațul. Știu că sunt mult mai mulți youtuberi implicați în proiectul ăsta cu Classify, cu asta, dar pe mine mă face să mă gândesc la The Ace. Bun, bănuiesc că mai avem de așteptat 2 ore jumate. Mai sunt, băieți, 25 de secunde, nu știu dacă vedeți pe cameră, nu prea că am camera asta, vai cap, băi. Ce e înăuntru? Bă, stai, mă, stai, poate bubuie. Stai, că nu m-am gândit la asta. S-a deschis! Ne-am obuit. Nu s-a deschis. Eu m-am pregătit, băieți. Ok, și acum trag de el sau ce fac? Încă 27 de ore. Vreau să deschid! Nu pot. Cât e ceasul? Nici nu ți s-a deschis cutia, nu? Vere, deschide-te! Cum o deschid? Bro, am încuiat-o. Ok, lasă-mă să deschid cutia. Bă, arăta că-i descuia lacătul. Am legat eu, iar sunt prost? Sunt un geniu, am spart ăsta cumva, dar uite, aici apare că e deblocat. Bă, nici când vrei să mori, nu poți. M-am interesat un pic și apare un singur care are problema asta cu lacătul. Eu, după ce a expirat timpul, n-a făcut pâc să se deschidă. Nu s-a deschis și din greșeală l-am setat eu pe 60 de ore. Acum trebuie să așteptăm. Dar după aia l-am setat iar pe câteva minute, 6 mai exact. Și acum tot aștept. Vreau să văd ce e în cutia asta. Dacă nu se deschide, cred că apelez la un topor sau ceva. Ia să vedem cât mai e. Mai sunt 40 de secunde, băieți. Deschide-te. Hai, mă, fă pâc. 25 de secunde, băieți, 25 de secunde. Wow, let's go! Bă, m-am speriat că am uitat, eu mă uitam pe story la Pink, am văzut că a pus și el. Ia uite, bă, dacă băieții de la QWERTY vor la cătul ăsta înapoi, dar îl trag eu pe dreapta, îmi pare rău, băieți, acu' e al meu. Ce e înăuntru? Bam, bam! Bă, nu știu să deschid. Ah, stai, are și aici. Nu pot. 3, 2, 1 și... Ta-da! Oh, what, dude! Are bandele... Și pe asta o furcă, eu n-am. Este ceva. M-am lipit de el. Avem aici un thank you card și aici avem 3 tastaturi. Ia stai așa, avem din asta la fiecare. Ce e asta? Hurricane. Ok, deci o avem pasta. Am primit 3 tastaturi. Nu-mi vine să cred. Redemption time, stai, ce e asta? Thank you, robinet. Asta îmi place să văd. Ia uite ce frumos scrie aici, robinet. Mi-a mărțit piciorul, băieți, la cât am stat după cutia asta. Băi, vere, uite cât de tare e toată chestia asta. Eu păstrez și cutia. Nu mă interesează, băieți, dacă o vor înapoi, eu nu le dau. Hai să
vedem și tastaturile. Ia vezi aici design pe cutiile astea. Băi, eu sunt foarte curios cum arată tastatura în sine. Vreți să o deschidem? Vedem că vreți. Uite cât de tare e ambalajul. Eu mă folosesc de picior, băieți. Voi să vă folosiți de mânuță. Nu pot. Ia uite aici design. Stai că nu știu cum să scot tastatura. Bă, nu vreau să o stric. Scot tastatura. Avem aici un key puller și ăsta cred că e și un switch puller, nu? Mă rog, avem cablul ăsta cu care se conectează. Avem aici niște keycap-uri custom și tastatura. Băi, scoatem din asta, e frumoasă rău de tot. Ca mine. Uite vere cum e. Sound test. Păi, e nesimțită rău de tot, fără mișto. În sensul bun. Bă, nu știu ce fac butoanele astea totuși. Nu știu dacă toate sună la fel. Acum v-am arătat și vouă cum arată tastaturile astea. Asta avem și în a doua cutie, sub tastatură, keycap-urile custom, cablul și keycap-ul. Și asta e tastatura. Are niște culori tare rău de tot. E albastră, dacă nu v-ați dat seama. Și asta e frumoasă. Adică sunt niște culori drăguțe, dar nu știu, mie mi-a picat pata pe aia cu alb, sincer. Dar și asta e superbă. Și aici avem ultima tastatură. Presim că asta o să fie favorita mea. Hai să o scoatem de aici din pachet. Opa, cu grijă că nu vrem să cadă. Asta găsim în cutie, keycap-urile custom, ăsta și cablul ăsta. Asta e tastatura, da, cum ziceam, mă așteptam ca asta să fie favorita mea. Uite, aici avem un personaj, un wannabe Mario, un joc de la 2D, de nu cred că v-a jucat în viața voastră sau v-a jucat. Da, designul, jur, e tare rău de tot. La modul că e alb, dar aici... Nu dai, frate. Știți că înainte și eu tot de la QWERTY aveam și o să urmeze încă o chestie tare, v-am spus mai devreme în vlog, dar aia rămâne surpriză. Dar până atunci hai să vedem RGB-ul de pe tastatura asta. Ia uite-o, ia uite-o, tată, ce joc nesimțit de culoare. Mă rog, pe cameră se vede ceva fulfuit, dar în realitate culorile sunt statice. Băi, e tare rău de tot, bă, îmi place rău. Știam, nu știu, asta e tastatura mea preferată, asta e designul meu favorit. Acum, pe bune, n-aveți vere cum să ziceți că designul ăsta nu e premium. Am primit 3 tastaturi, care probabil pot fi ale voastre, o să vedeți exact pe Instagram ce și cum o să vă anunț și pe story. Probabil și în clipul ăsta o să trag o concluzie ce o să fac cu tastaturile. Dar n-ai, frate, cum să bați designul ăsta, fii atent, cum, asta e cutia, ok? Trebuie să tragi de chestia asta. Tragi de chestia asta și te întâmpină tastatura. Și fii atent că e și logo-ul aici. Mi se pare genial. Atenția la detalii, level-o mie. Cum sunt tastaturile, îți plac? Care e preferata ta? Cea portocalie. Jură-te, vere! Da, oare doar aia? Bă, îmi plac toate, sincer, veste mie. Packaging-ul, adică modul în care au fost prezentate tastaturile, mi-au părut efectiv next level. Băi, senzațional. Deci eram, nu știu cum să explic, am fost entuziasmat maxim. Nu știu, mi s-a părut așa next level, chiar altceva, next level, n-am atât. Bun, fii atent ce pățanii am pățit eu. Am văzut că mai aveam 5 ore până se deschide cutia. Nu 5, 3, ceva de genul. După aia am plecat și... Ce-ai pățat pe toate butoanele, ca prostul și ne-ai stat-o pe 27 de ore. Da, mi-a zis, Alex, stai liniștit. Ah, da. Da, am rezolvat-o eu. Băi, eu sunt hacker, vere, mă duce capul. Așa, tastatura mea preferată e aia albă, să știi. În caz de vrei să-mi faci un cadou frumos. Vlog acum, nu bine? Da. Ah, ok. Te-ai prins repede. Hai, vino mai repede la București, că mi-e dor rău de tine. Se simte, bă, lipsa ta. Hai, te pup, te iubesc, pam. Știi pe ei a fost în tot proiectul ăsta? Săi că a fost singura persoană care nu și-a primit cutia la timp, el o primește mâine. Voi când vedeți vlogul, probabil deja tastaturile sunt lansate. Așa că puteți intra pe site-ul celălalt de la QWERTY și să vă uitați acolo de tastaturi. Plus că o să mai urmeze încă o surpriză tare rău de tot. Eu știu de asta, voi nu știți, cu cei de la QWERTY.